Deschidem Scripturile în Evanghelia după Luca, la capitolul 14, începând cu versetul 28. Vom citi câteva versete din care se va vorbi astăzi și vom aduce câteva sfaturi și îndemnări pentru miri și nu numai pentru ei. Evanghelia după Luca, din capitolul 14, versetele 28, 29 și 30. Căci, cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească. Pentru ca nu cumva, după ce i-a pus temelia, să nu-l poată sfârși și toți cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el și să zică: omul acesta a început să zidească și n-a putut isprăvi. Amin. Vă rog să vă reașezați. Chiar dacă pasajul acesta nu este despre căsătorie în mod direct, el se aplică și în cadrul căsătoriei. Pentru că e un principiu aici exprimat, e un principiu general valabil, un principiu pe care îl putem aplica oriunde în viață. Pentru că nu cred că este cineva care are un turn acasă sau are de gând să zidească un turn. Nu despre turn în sine este vorba, dar despre principiul acesta, înainte de orice început, înainte să faci un lucru important pentru tine, pentru casa ta, pentru familia ta, pentru viața ta, calculează, fă-ți socoteala cheltuielilor, dacă poți să ajungi până la sfârșit. Noi prea ne-am obișnuit să începem și să spunem: o să vadă Domnul, o să ne ajute Domnul, și nu ne gândim bine până la sfârșit, dacă avem cu ce termina. Asta a vrut să spună Domnul, era valabil, el vorbea într-un context al urmării lui. Era o mulțime mare de oameni care îl urma și toți spuneau: mergem cu el, suntem gata. Domnul, care știa ce avea să se întâmple cu fiecare, Domnul care știa viitorul, le-a dat pilda aceasta și a folosit două pilde sau două exemple. Unul din aceste exemple este turnul. Omul care zidește un turn stă mai întâi, înainte să înceapă să zidească, stă mai întâi să facă socoteala cheltuielilor. Apoi se vorbește și despre un împărat. Un împărat care pornește la război, dar nu se gândește dacă are cu ce, și vedem deja ce se întâmplă în Ucraina. Pentru că oamenii nu-și fac socoteala cheltuielilor. Pentru că oamenii nu se gândesc dinainte dacă au cu ce și apoi cerșesc ajutor și apoi se găsesc în impas. Astăzi însă vreau să vorbesc despre acest turn al căsătoriei. Samuel și Ligia, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Astăzi o să vorbesc despre turnul căsătoriei. Căsătoria ca un turn pe care voi îl zidiți. Unele din lucruri pe care le voi spune nu vor mai fi pentru voi, în sensul în care voi nu mai puteți face nimic. Dacă ați făcut, e bine de voi. Dacă n-ați făcut, asta e. Dar e valabil pentru, mai ales pentru tineri. Pentru că aici este vorba de un mai întâi, adică mai întâi de căsătorie. Trebuie să-ți faci bine socotelile. Turnul acesta sau principiile turnului despre care vorbesc astăzi se pot aplica atât de ușor în cazul căsătoriei. În primul rând, fă-ți bine socotelile pentru un turn. Fă-ți bine socotelile. Acum noi nu cred, sper să nu mai fie nimeni în situația asta. Dar cu mulți ani în urmă, când eram de la început în Italia, ba patronii nu te plăteau, ba te plăteau puțin, și nu de puține ori se întâmpla să știu exact câți bani am în buzunar. Când mă duceam la magazin, știam exact cât am, 39,47 €, dau un exemplu. Știam exact până la ultimul cent, ăștia-s banii pe care i-am. Când mă duceam la raft, făceam bine socoteala ca să știu exact cât cheltui. Pentru că asta era, nu puteai să ajungi la casă, n-am de unde scot. Acum noi nu mai trăim poate exact vremea asta așa.
Dar asta înseamnă să-ți faci bine socotelele. Și turnul e ceva pentru evrei, era ceva important. Nu oricine își permitea un turn și îl făcea dacă avea nevoie, dar își făcea bine socotelele. Și venind la noi la căsătorie acum astăzi. Samuel și Ligia, v-ați făcut socotelile? Știți cam cât aveți în buzunar? Nu de bani e vorba. Veți avea suficientă iubire? Vreau să vă spun ceva astăzi. Iubirea o vei cheltui nu pe calități, ci pe defecte. Asta nu înțeleg oamenii. Astăzi e ușor să o iubești, frumoasă, tânără, arată bine, dar peste 30-40 de ani, atunci se va vedea dacă mai rămâne iubire. Dacă iubirea e până la capăt. Dacă nu s-a terminat undeva, vei avea suficientă iubire? Cei mai mulți cred că iubirea are de-a face cu calitățile. O iubesc pentru că e frumoasă, o iubesc pentru că știe să gătească, o iubesc pentru că are o calitate sau alta. Dar iubirea nu e pentru calități. E ușor să iubești, spune Scriptura, e ușor să iubești pe cineva care îți face bine. E ușor să iubești pe cineva care are calități, dar Dumnezeu nu ne cheamă să iubim pe cei care au calități. Iubirea nu acolo se cheltuie. Iubirea se cheltuie pe defecte. Adică trebuie să iubești cu tot cu defecte. De aceea iubirea creștină spune să iubiți până și pe vrăjmași. Pentru că iubirea nu e ceva ce ține de celălalt, ca să aibă calități și doar așa îl iubesc. Asta este marea problemă în familii, în conflicte. Pentru că toți au scuza, el nu face asta, ea nu face asta și nu mai pot. Oamenii nu înțeleg că tocmai problema nu este la cel care are defecte, ci problema este la tine, că tu nu mai ai resursele, nu mai ai iubirea care poate suporta acele defecte, care poate acoperi greșelile și le pomenești mereu. Greșeli pe care le pomenești mereu. Și cine acoperă o greșeală face bine, dar cine o pomenește mereu dezbină și pe cei mai buni prieteni. Asta nu înțeleg în general soții și soțiile, că iubirea nu se cheltuie pe calități, ci pe defecte. De aceea e important astăzi să te gândești bine, Sami, să te gândești bine, Ligia, să aveți suficientă iubire în viață. Să nu puneți o limită, eu pot atât și gata, mai mult de atât nu pot. E un verset atât de frumos în Romani, în care Dumnezeu spune, pe când eram noi încă păcătoși, Dumnezeu ne-a iubit. Cum ne-a iubit Hristos? Cum ne iubește pe noi Dumnezeu? Dumnezeu nu mă iubește pe mine pentru că eu sunt bun, pentru că eu sunt plin de calități. Dumnezeu m-a iubit pe când eram noi încă păcătoși. Asta este iubirea adevărată. E ușor să iubești pe cineva care are calități, dar e o iubire ieftină, că e ușor de întreținut. Însă când te costă mult, când ai de acoperit multe greșeli, când ai de acoperit multe defecte, abia atunci poți să spui că iubești și că ai suficientă iubire. De aceea, atâtea familii epuizează atât de ușor iubirea. Ține o lună, ține un an, ține doi, poate 10, e mult deja, și vezi că dintr-o dată se termină. Oameni care nu-și fac mai întâi socoterile, și eu să mai revenim. Vei avea suficientă răbdare? Răbdarea se cheltuie cel mai repede. Pentru lucrurile banale, pentru lucrurile cele mai simple, pentru o șoseată baruncată, pentru o cană lăsată acolo, nespălată sau... Îți poți pierde ușor răbdarea. Răbdarea se consumă cel mai repede. Asta e precum cauciucurile la mașină. Cel mai repede se consumă ele când circuli. Răbdarea se consumă cel mai repede. Vei avea suficientă răbdare? Când ai terminat răbdarea, să te duci cu îndelunga răbdare. Vei avea suficientă bunătate?
E ușor să fii bun cu cel bun. Însă s-a vorbit astăzi despre bunătatea lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu face să plouă și peste cei buni și peste cei răi. Bunătatea lui Dumnezeu s-a arătat față de noi și se arată că avem calități, că avem defecte, pentru că bunătatea este o calitate a lui Dumnezeu pe care El o are și nu ține neapărat cont de ceea ce suntem noi sau cum suntem noi. De aceea, dacă înțelegeți bine lucrurile acestea, dacă înțelegeți că în familie nu celălalt trebuie să aibă, trebuie să corespundă, trebuie să îndeplinească niște condiții, nu celălalt. Iubirea nu e ceva ce ține de celălalt, iubirea e ceva ce ține de mine. Nu celălalt trebuie să fie, eu trebuie să fiu, eu trebuie să iubesc, eu trebuie să rapt, eu trebuie să fiu bun, eu trebuie să fiu blând, eu trebuie să fiu. Asta trebuie să înțelegeți astăzi. Fă-ți mai întâi socotelile. Tu ai suficientă iubire, ai suficientă răbdare, ai suficientă blândețe, ai suficientă bunătate. Și dacă ai, dacă persoana pe care ți-ai ales-o înțelegi că da, poți să tolerezi orice greșeală, orice, poți să accepți, poți să-i accepți defectele, poți să o iubești ținând cont de defectele pe care le are, pentru că, vedeți, căsătoria e un fel de minune. Mulți sunt în căutarea persoanei perfecte și nu de mult a fost întrebat un bătrân, avea 90 și ceva de ani, nu era căsătorit. Și a spus, cineva l-a întrebat, dar de ce nu te-ai căsătorit? Și el a spus, am fost în căutarea, n-ai vrut să te căsătorești? Ba da, foarte mult am vrut să mă căsătoresc, chiar foarte mult. Am fost în căutarea unei femei perfecte. Și n-ai găsit-o? Și el a zis, ba da, am găsit-o. Și era și ea în căutarea unui bărbat perfect. E ușor să pretinzi ca celălalt să fie perfect. Fă-ți bine socoterile pentru un turn. Când te căsătorești, iubiți tineri, gândiți-vă bine la asta. Nu căutați femeia perfectă, băieților, soția perfectă, că nu o veți găsi. Ci puneți întrebarea doar dacă vei fi dispus să o accepți așa cum este ea, să o iubești cu defecte, cu tot. Asta e minunea căsătoriei. Că te uiți la o fată sau te uiți la un băiat, unii ar spune, în veci nu m-aș căsători cu ea. Și totuși ea găsește pe cineva cu care se căsătorește. Pentru că va fi cineva dispus să plătească prețul, care are în buzunar suficientă iubire, sau mai bine zis în inimă, suficientă iubire să o accepte așa cum este ea, așa cum este el. Asta e minunea căsătoriei. Căsătoria nu înseamnă să găsești bărbatul ideal sau femeia ideală, ci căsătoria înseamnă să-ți faci bine socoterile, să îți aduni în inima ta comoara aceea a iubirii, în așa fel încât să ai suficiente resurse ca tot ceea ce începi să duci la bun sfârșit. Dumnezeu să ne binecuvinteze. În al doilea rând, turnul căsătoriei. Pune temelia potrivită pentru turn. Pentru că s-a citit aici că omul acela a pus temelia. Orice clădire trebuie să aibă o temelie, ceva care se pune la bază. Ce-i temelia? Temelia vieții de familie este tinerețea. De asta, astăzi, multe lucruri nu mai pot fi pentru ei valabile, pentru că dacă le-au făcut e bine, dacă nu. Dar, în general, pentru tineri vorbesc, pentru că tinerii nu înțeleg un principiu. Cei mai mulți tineri merg pe ideea asta. Sunt tânăr și folosesc tinerețea ca să mă distrez, să fac ce vreau,
Pentru că va veni un moment numit căsătoria, poate mă voi căsători și atunci voi fi restrâns și atunci mă liniștesc, devin cu minte, strângător și îmi văd de casa mea. Nu înțeleg că Dumnezeu așa ne-a creat, că fiecare etapă a vieții noastre nu e altceva decât pregătirea pentru următoarea etapă. Adică tu în perioada tinereții nu trebuie să faci altceva decât să te pregătești pentru perioada căsătoriei. Casa-i temelia vieții de familie este tinerețea. Și dacă tu în tinerețe, în primul rând, ai o relație personală cu Dumnezeu, dacă în tinerețe îl cauți pe Dumnezeu, dacă în tinerețe tu te rogi, dacă în tinerețe tu slujești, dacă în tinerețe te implici, dacă în tinerețe duci o viață de credință, tu nu faci altceva decât pui temelia pentru viața de familie. În toate familiile în care există conflicte, în toate familiile în care există probleme, când te duci la rădăcina, vei observa foarte ușor, foarte ușor e dacă omul este sincer, dacă stai de vorbă cu el, ca să nu mai zic dacă îi cunoști deja tinerețea și copilăria, îți dai seama că problema lui nu este din căsătorie, problema lui este din tinerețe, că din tinerețe el a fost un neserios, a fost unul fără disciplină, fără discernământ, fără... Și de asta tinerețea este temelia pe care așezi apoi căsătoria. Și dacă tu în tinerețe nu ești interesat de relația cu Dumnezeu, de seriozitatea ta, de caracterul tău moral, de integritatea ta, dacă nu pui bazele în tinerețe, e cam greu să se întâmple minunea asta, un băiat care a umblat din floare în floare să fie el serios și după căsătorie. E cam greu. Pentru că, din păcate, cele mai multe probleme care apar la capitolul acesta apar tocmai cu ex, prieteni, și e foarte, foarte complicat. Și de aceea apar cele mai multe probleme, apar la capitolul acesta. De aceea, temelia vieții de familie este pregătirea unei relații de prietenie și tineri ar trebui să deschidă bine ochii, să înțeleagă lucrul acesta, că nu poți să ai 10 prietenii înainte de căsătorie, 20 și la urmă alegi una din ele sau... Să nu uitați că temelia potrivită pentru un turn este tinerețea. Perioada aceea în care tu de fapt te pregătești pentru căsătorie. Asta ar trebui gândit despre tinerețe. Așa ar trebui văzută tinerețea. Un timp, o perioadă în care te pregătești pentru căsătorie. Începi să strângi resursele, pentru că nu e vorba doar mă uit în buzunar. Trebuie să pui în buzunar. Ori marea problemă este și următoarea afirmație legată de turnul căsătoriei, este pregătește materialele necesare. Nu e suficient doar că îți faci socoteală, adică eu am găsit oameni care... Atât de teoreticieni sunt, atât de buni teoreticieni sunt, atât de bine știu să facă ei calcule, să spun atât am trebuie și să îți spun exact cât fier trebuie, cât ciment, cât la fiecare material, lemn, știu totul despre asta. Bun, calculele bine, poți să le faci, dar te întreb materialele le ai? Că îți faci socoteala, te-am înțeles, dar materialele le ai? Pregătește materialele necesare pentru turn. Și aici e problema tinerilor în general, pentru că dacă tu în perioada tinereții duci o remorcă de cărămizi la Maria, duci o remorcă de cărămizi la Ileana, duci o remorcă de cărămizi la alta, când te căsătorești fă turnul, dar de unde? Cărămizile-s prin sat. Cam asta este cu iubirea multor tineri, pentru că ei se îndrăgostesc de 1, de 2, de 3, de 4, de 10 și la urmă, din floare în floare, alege să culeagă una. Dar iubirea el deja și-a consumat-o. El deja intră în căsătorie fără iubire și sunt atâtea căsătorii care
deja din primele zile se destramă, sunt căsătorii care din ziua căsătoriei s-au destrămat. Pentru că oamenii au intrat fără resurse. Resursa iubirii lor deja s-a epuizat, pentru că ei n-au înțeles că tinerețea nu e altceva decât perioada în care te pregătești pentru căsătorie. Nu știu multe detalii, dar cred că în general, cam amândoi, sunteți la prietenie și asta e foarte important, să nu ai prea multe prietenii. Nu zic că e păcat sau că e greșit să cunoști fete, să cunoști băieți, dar să ai nu știu câte relații înainte și să se destrame și la urmă te căsătorești cu cine știe cine, să te îndrăgostești. Și asta e tragedia multor familii. Tragedia care distruge familii este asta. Că tinerii se îndrăgostesc de o, băieții se îndrăgostesc de o fată, dar apoi se căsătoresc cu alta. Fetele se îndrăgostesc de un băiat și apoi ajung, din diverse motive, să se căsătorească cu altul. Și știți ce se întâmplă aici? Oameni nefericiți, și unul și celălalt, și tu nefericit și pe altul nefericești. Pentru că nu-l iubești, pentru că tu ți-ai consumat iubirea cu altcineva. Și câte căsătorii și câte familii n-am văzut și după 10 ani și după 20 de ani, ea încă îl mai compară cu fostul ei și cum era și ca, câte n-am mai auzit, dacă mă măritam cu, să vezi ce bine o ducea. Oameni care nenorocesc familiile, nenorocesc copiii, află și copiii de aventurile lor, de îndrăgostelile lor de altă dată și de reproșurile și de regretele pe care le au după 30, 40, 50 de ani, că ei au vorbit în tinerețe, că au prietenit cu nu știu cine și intră în viața de familie cu sentimentele, cu materialele, să zic, prin sat. Termină turnul, cu ce? Că tu cărămizile deja le-ai împrăștiat, că tu nu mai ai nimic și începi să faci turnul, dar pe unde? De asta e important. Iubiți tineri, rugați-vă, eu totdeauna m-am rugat pentru asta și în tinerețe mi-am dat seama, rugăciunea mea asta a fost, Doamne, nu vreau să am o relație care să nu fie urmată de căsătorie. Nu vreau să mă îndrăgostesc de cineva care nu va fi apoi soția mea. Nu vreau să consum sentimentele pentru cineva cu care nu le voi împărtăși apoi toată viața. Nu vreau să umblu din floare în floare, ca la urmă, după ce s-au ofilit toate, să aleg ce rămâne, să culeg. Asta este extrem de important și de asta pentru tineri este extrem de important lucrul acesta, pentru că nu se înțelege bine ce înseamnă tinerețea. Ce înseamnă apoi căsătoria, ce este iubirea și cum ar trebui ea folosită și cum ar trebui o familie să fie întemeiată, adică pusă pe o temelie solidă, astfel încât iubirea pe care o ai și peste 10 ani și peste 20 de ani și peste 30 de ani să rămână aceea, să rămână acolo. În al patrulea rând, termină turnul. Ți-ai făcut socotelile, ai pus temelia, ai pregătit materialele, ai început lucrul, dar termină turnul. Du până la capăt căsătoria. Divorțul înseamnă prăbușirea turnului. Fisurile trebuie reparate din timp. Trebuie dus până la capăt. Observați că aici se spunea că nu cumva să ajungă de râsul altora, nu cumva alții să râdă de el. A început, n-a terminat. E cineva care vrea să râdă, e diavolul care, pot să vă spun acum că râde tot mai mult de atâtea familii care se destramă. Și știți care e problema? Problema este că ei cred, cei care divorțează, că vor fi mai fericiți. Ca să mai zic, de alții care se cred în voia lui Dumnezeu. Adică spunând... Asta a fost voia lui Dumnezeu, că a avut descoperiri sau că a avut nu știu ce, sau ce înțelege. Trebuie să înțeleagă fiecare bărbat căsătorit că idealul lui Dumnezeu pentru fiecare este să rămână căsătoria, legământul căsătoriei până la capăt, până când moartea ne va despărți. Aceasta e căsătoria.
acesta este turnul, trebuie să-l termini. Că dacă nu l-ai terminat, degeaba ai avut tu bani, ți-ai făcut socotelele, ai avut proiecte frumoase, grozave, da, eu aveam în mintea mea, eu am pus o temelie pentru un turn să facem de 1000 de metri, să depășească turnurile din Dubai. Degeaba ai proiecte frumoase, degeaba începi, degeaba faci o temelie, degeaba dacă în cele din urmă turnul tău se prăbușește. Turnul tău nu-l termini. Sau se prăbușește, sau nu-l termini. Și rămâne acolo. Așa cum, din păcate, mai ales cei care au plecat în afară, toți și-au făcut case, toți și-au făcut câte ceva prin România, care nici nu-i terminat, nici nu-i vândut, nici nu-i nimic. E acolo să fie. Să fie niște bani îngropați în ceva. Căsătoria nu trebuie să fie asta. Căsătoria trebuie să fie un turn tare care trebuie terminat. Și apoi, în al cincilea rând, căsătoria trebuie să fie un turn folositor, folosiți-l. Folosește turnul. Îmbină nevoia cu plăcerea. Îmbină utilul cu plăcutul. Da, căsătoria este o nevoie a omului, nu e doar o plăcere, nu e vorba doar de plăcere, e o nevoie. E împlinirea multor nevoi. Ce ar trebui să știm astăzi e că turnul în general, mai ales la evrei, oamenii erau obișnuiți să aibă un turn, chiar dacă nu era mare. Dacă aveau, de exemplu, câmpuri multe, aveau teren agricol, zideau un turn, aveau o vie, zideau un turn în mijloc, pentru că turnul trebuia să fie un loc mai înalt din care să poți observa bine proprietățile tale, să-ți păzești proprietățile. Asta era turnul. Sau turnul mai era folosit apoi și ca un turn de adăpost, era un loc mai sigur, pentru că în momentul în care ei erau pe turn, oamenii zideau cetățile, zideau turnuri, pentru că acolo era mai greu să ajungă dușmanii. Pentru că era mai ușor pentru cineva care e deasupra cu ce aveau ei să poată tăia orice scară de acolo și oricine ar fi încercat să urce, pentru cine e deasupra era mult mai ușor să lovească și să alunge dușmanii. Turnul era folosit pentru a păzi, pentru a adăposti. Era folosit ca un loc de veche. Și aici se poate aplica foarte bine îndemnul acela. Vegheați unii asupra altora. Turnul căsătoriei e un turn în care să veghezi. Dar așa cum spunea omul lui Dumnezeu, m-am dus la locul meu de strajă ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul. Să vezi nevoile, să vezi dușmanii, să vezi pericolele, să vezi riscurile, să vezi ce se întâmplă. Întotdeauna, ca să vezi ce se întâmplă, trebuie să te ridici undeva mai sus, ca să ai o privire panoramică, completă. Că de multe ori noi nu vedem pădurea din pricina copacilor, că în momentul în care ești la același nivel, nu ai cum să vezi prea mult. N-ai cum să vezi pădurea cât de mare este. Că tu vezi 5 copaci în jurul tău și din păcate cei mai mulți trăiesc cu mentalitatea asta, o mentalitate asta, sunt la un nivel cum sunt, văd 5 copaci și lor li se pare că pământul este plin de copaci, pământul e o pădure, pentru că așa trăiesc ei, experiența lor. Li se pare că dacă ei gândesc așa, dacă ei trăiesc într-un cerc așa, toată lumea e ca ei și toată lumea, așa cum cred ortodox și toată lumea ortodoxă. Când stai de vorbă cu un ortodox și îi spui tu, sau vă ortodox și sunt de 0, asta trebuie să înțelegi. Au, noi românii suntem cei mai, noi suntem puțini. Din tot ce există, din miliarde de oameni, cât sunt cei care? Adică ai nevoie de o altă privire, de deasupra. Ai nevoie să te ridici ca să te uiți în jurul tău și să vezi dincolo de pădure, să vezi cât e pădurea ta, cât sunt copacii tăi. Care sunt proprietățile tale, să vezi totul mult mai bine. Și de aceea turnul acela al căsătoriei
te va ajuta să vezi mult mai bine viața, să vezi relația cu Dumnezeu, să vezi pericolele, să vezi sufletul tău. Mă rog astăzi din toată inima, Dumnezeu să vă binecuvânteze, Samuel. Voi ați început turnul acesta, începeți să-l zidiți, duceți până la capăt, folosiți-l, bucurați-vă de el, păziți-vă bine familia, păziți-vă bine, pentru că asta din păcate n-a făcut Adam și n-a făcut Eva. Și asta n-au făcut mulți, n-au înțeles faptul că turnul acesta al căsătoriei este atât de benefic, să veghezi unul asupra celuilalt. E o problemă, e adevărat, cu asta vreau și să închei, dar nu trebuie niciodată să fie gelozia dusă la absurd. Că din păcate sunt oameni geloși, femei geloase, toată ziua iau telefonul partenerului, toată ziua întreabă, trebuie să știe în detaliu orice și sunt suspiciuni. Dar pe de altă parte, trebuie să existe din partea fiecăruia, soția să știe parola la telefon, să nu ai nimic de ascuns, să nu ai nu știu ce, să poți permite celuilalt să vegheze. Să veghezi unul asupra celuilalt, să nu fie nicio extremă, pentru că întotdeauna, asta este acum, la ora actuală, un indiciu clar al trădării este faptul că telefonul dintr-o dată este gata, codat, totul este ascuns, unde pleacă bărbatul cu telefonul în buzunar, oriunde se duce, nu cumva să-l lase undeva, nu cumva. Și asta este unul din indiciile destul de clare că ceva se întâmplă și la fel cu o femeie. Când n-ai nimic de ascuns, să-l lași acolo, soția lea când vrea, soțul lea când vrea telefonul, poate să ți-l verifice, poți să verifici, pentru că nu ai nimic de ascuns. Și asta este turnul căsătoriei, trebuie să vegheați unul asupra celuilalt, trebuie să vedeți dușmanii care vin, trebuie să vă protejați familia, pentru că sensul lui este, până la urmă, utilitatea turnului este să vă păzească proprietățile. Nu zidesc un turn doar ca să am un turn. Nu zidesc un turn pentru că a făcut și vecinul și cum să fiu mai prejos de vecinul? Fac și eu un turn. El a făcut 2 etaje, eu fac 3. Așa cum e în România, competiția asta. Oamenii își fac casa, au nevoie, n-au nevoie de ele, au nevoie de un etaj sau nu, nu contează. El trebuie să fie mai sus decât vecinul. Nu suportă ideea cum adică vecinul să fie mai sus ca el. Nu se poate asta. Mai tărâmăm și facem din nou altul. Nu, turnul nu-i făcut ca să fiți mai nu știu ce. Turnul trebuie să-l faceți pe măsura nevoilor voastre. Pentru că el trebuie să împlinească niște nevoi. El trebuie să fie util. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să binecuvânteze toate familiile din biserică. Tinerii să-și facă mai întâi socoteala cheltuielilor, să se pregătească pentru experiența de familie, experiența vieții de căsătorie. Cei care am început turnul să-l ducem până la capăt. Și fie ca Biserica Philadelphia Mansuie să fie o biserică în care să nu mai auzim cuvântul divorț, despărțire, neînțelegere. Ci să fie o biserică plină de bărbați și de femei care au înțeles că rolul lor este împlinirea nevoilor celuilalt. Eu trebuie să am iubire pentru a manifesta-o indiferent de cum este soția, indiferent de cum este soțul, tu trebuie să ai iubire. Tu trebuie să ai resursele. Tu trebuie să iubești, tu trebuie să rabzi, tu trebuie să ai grijă. Dumnezeu să vă binecuvânteze și fie turnul căsătoriei voastre, turnul familiei voastre stabil și să țină până la capăt. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.